Ni se propune să calculăm, să facem operații cu aceste rapoarte. Observăm că primul reprezintă adunare și scădere. Procedăm exact ca la numere raționale, vom aduce la același numitor comun, dar pentru a aduce la același numitor, va trebui întâi să descompunem numitorii. Vom da factor comun pe x pe lângă x minus 1, deci nu aduci la același numitor până când nu i-ai pe toți descompuși. Și numitorul comun se află în felul următor: factorii comuni și necomuni o singură dată la puterea cea mai mare pe care o găsim. Cei comuni scriem o singură dată. Deci avem x, avem x minus 1 și avem 3. Pentru a afla cu cine amplificăm, vom împărți numitorul comun la numitorul fracției. Deci la prima amplificăm cu 3, la a doua cu 3x, iar la ultima cu x minus 1 și vom face calcul. 6 minus 9x plus 6x minus 5x plus 5, atenție la semn. Și vom avea factorii asemenea minus 9x plus 6x minus 3x plus 5x. L-am copiat pentru că nu l-am adunat, nu-i nimic, îl adunăm în etapa următoare, plus 6 plus 5 plus 11, supra 3x pe lângă x minus 1. Și atunci avem 2. Compune numitorul fiecarei fracții, după ce-i descompus aduci la același numitor și amplifici fracțiile. Cum obții cantitățile cu care amplifici? Împărțind numitorul comun la numitorul fracției pe care vrei să o amplifici. Trecem la subpunctul B. Vom descompune fiecare numitor. Dăm factor pe 2x pe lângă x minus 3. Copiem numărătorul. 9, pe 3 merge. 3 pe lângă 3 minus x plus 2x minus 1 pe 6x. Observați că în primul numitor avem x minus 3, în al doilea 3 minus x. Vei proceda în felul următor. Schimbăm semnele x minus 3, ambilor termeni din paranteză, dar atunci se va schimba semnul în fața liniei de fracții și să faci acest lucru că îți va fi mult mai ușor la calcule. Deci rescriem, schimbând semnul în fața liniei de fracții, prin schimbarea semnului în fața liniei de fracții, ni se permite în felul acesta să schimbăm ambele semne a termenelor din paranteză. Și atunci vom aduce la același numitor. Numitorul comun. Avem 6, avem x și avem x minus 3. Ca să aflăm cu ce se amplifică, facem împărțirea. 3, 2x și x minus 3. Și acum vom mulți pe fiecare. 9x plus 3 minus 2x la a doua minus 4x datorită faptului că minusul din fața paranteze va schimba semnele ambilor termeni de la numărător. Se comportă ca o paranteză în linia de fracții. Plus, înmulțim cu fiecare. 2x la a doua, x ori minus 1 minus x și continuăm. Minus 6x plus 3. De unde vom avea numitorul copie, 6x pe lângă x minus 3 și facem calculul la numărător. Luăm întâi termenii cu la a doua. Observăm că minus 2x la a doua plus 2x la a doua se vor reduce. 9x minus 4x 5x minus x 4x minus 6x minus 2x. Iar termenii liberi, 3 și mai avem un plus 3 la final, deci plus 6. Evident că îl putem da factor pe minus 2 și chiar este bine să-l dăm factor pentru că rezultatele trebuie scrise sub forma cea mai simplă la care se poate ajunge. Și atunci noi îl vom da factor pe minus 2 pe lângă x minus 3 supra 6x pe lângă x minus 3. Simplificăm x minus 3 cu x minus 3, 2 cu 6 și atunci ne-a rămas minus 1 supra 3x. Deci un rezultat destul de frumos. Mergem la subpunctul C, unde avem o mulțire, la fel ca și la numere raționale de altfel. Dacă vom face întâi simplificări, dacă se pot face, simplificând un numărător cu un numitor, dar pentru a face simplificările, întâi trebuie să descompune. 4
4 pe lângă x, deci suntem la pusul punctul C, 4 pe lângă x plus 2, supra. Observăm că avem un pătrat perfect, x plus 2 la a doua, ori avem o diferență de pătrate, x minus 2 pe lângă x plus 2, supra dăm factor pe 4 pe lângă x minus 2. Vom simplifica x minus 2 cu x minus 2, un x plus 2 cu un x plus 2, celălalt x plus 2 cu celălalt x plus 2 și 4 cu 4. Și atunci rezultatul obținut va fi 1. Pentru a face împărțirea, vom face mulțire cu inversul, cu inversul împărțitorului. Dar evident că va trebui să și dai factor comun pentru a remarca dacă se va simplifica ceva la mulțire. Pentru a-l descompune pe x la a doua plus 5x plus 6, ne-am obișnuit deja. Două numere care adunate dau 5 și mulțite 6. 2x plus 3x plus 6. Înmulțim cu inversul. X la a doua minus 9 îl vom scrie x minus 3 pe lângă x plus 3, iar 4x minus 12 dăm factor pe 4 și vine x minus 3. Ne rămâne x minus 3. Observăm că x minus 3 cu x minus 3 se va simplifica și să scriem ce a rămas deocamdată. 3x pe lângă x plus 2 pe lângă x plus 3, pentru că se mulțesc factorii de la numărător, iar la numitor dăm factor din primii 2 pe x, x pe lângă x plus 2, iar din ultimii 2 pe 3. Pe lângă x plus 2. Și continuăm. La numărător copiem ce avem, x plus 2 pe lângă x plus 3, iar la numitor vom da factor pe x plus 2 pe lângă x plus 3. Se va simplifica x plus 3 cu x plus 3, x plus 2 cu x plus 3 și rezultatul pe care îl obținem.